Salut, bine ați revenit la un nou video. Este vlogmasul cu numărul 8. Și pentru astăzi, dacă ați văzut videoul trecut, m-am trezit de dimineață la ora 6, 6 și jumătate. Mi-am făcut antrenamentul ca de obicei. Ce am mai făcut? Am desfăcut cadoul de la Moș Nicolae în videoul anterior, o să vedeți asta. Și am zis să filmez astăzi în ideea în care am timp, adică m-am trezit la 6 și jumătate ca să am timp până la 10 să filmez și apoi dacă mai reușesc ceva în pauza de masă, o să mai filmez și în pauza de masă. Și pentru videoul acesta, deși inițial am zis că nu o să mai filmez un video similar cu cel de anul trecut și mă refer la faptul că astăzi facem biscuiți de Crăciun, însă în momentul în care am spus că o să fac vlogmas, soțul meu era: a, faci vlogmas, faci biscuiți. Pentru el era vlogmas egal biscuiți și am zis: păi nu, că deja am filmat și anul trecut. Și zicea ceva de genul: păi nu, că eu vreau biscuiții. Și na, dacă tot fac chestia asta și dacă tot fac biscuiți astăzi și sunt de Crăciun, pentru că oricum am cutiuțele acestea de Crăciun și sunt, adică, na, trebuie să pun ceva în ele pentru că nu avem nimic aici. Și am zis că o să fac biscuiți, dar nu o să fac aceeași rețetă ca și anul trecut, o să fac o altă rețetă. Am căutat aseară și am găsit o altă rețetă. Pare a fi ok, singura chestie din rețeta respectivă, faptul că are mult prea multe arome, gen portocală, scorțișoară și vanilie. N-am mai încercat niciodată varianta aceasta. Și haideți să vedem, dacă o să mă tot vedeți că îmi aranjez hainele, este din cauza faptului că mi-am pus la spălat costumul acesta de sport cu Cocolino și nu se face asta, în sensul că dacă aveți haine cu elastan sau haine cu protecție termică, să nu le spălați cu Cocolino pentru că își pierd din proprietăți, în sensul că setul acesta a devenit mult mai lălui decât era, mai s-a lărcit cumva, elastanul nu mai este același. No, haideți să vă zic ce pun în biscuiți și pe urmă o să mă pun să frământ aluatul. Eu mi-am pregătit aici toate ingredientele în ideea în care dacă nu aș fi făcut asta, dura o veșnicie. Și în primul rând am 300 de grame de făină. Am avut în casă făină integrală, asta e. Am 120 de grame de zahăr. Ce am mai pus aici? Aici am 150 de grame de unt, un gălbenuș de ou și coaja rasă de la o portocală. Mai avem nevoie de, nu știu, nu sunt 50 de ml de lapte, 2-3 linguri de lapte rece, un praf de copt, un zahăr vanilat și scorțișoară. Ce trebuie să faci inițial este să amesteci componentele care sunt prăfoase, gen făina și zahărul. Așa. O să pun degetele aici. Amestecăm componentele acestea. Am uitat de zahărul vanilat. Pun și zahărul vanilat. Stați să văd dacă pot să dau camera să și vedeți ce fac aici. Na, super, mai bine așa. Acum pun zahărul vanilat peste făină și zahăr. Praful de copt, eu tot timpul îl dizolv cu lapte. Uite așa că am găsit ceva aici. Este din zahăr. Bun, și mai pun scorțișoara, tot printre ingredientele prăfoase. Teoretic ziceau că o linguriță de scorțișoară. Acum, eu zic că ajunge atât. Că uneori ce-i prea mult strică. Așa. Le
omogenizezi bine și apoi pun compoziția, untul l-am tăiat cu bulețe, pun compoziția de făină peste unt și ou și o să încep să le o să încep să frământ aluatul. Da, ce am uitat să fac? Da, am uitat să pun praful de copt peste, stați așa, că întâi pun praful de copt peste lapte. Ok. Și vedeți că deja face așa o reacție, niște o spumă, teoretic se transformă într-o spumă. Îl omogenizez bine să nu rămână praf de copt nedizolvat. Așa arată. Efectiv s-a transformat într-o spumă. Ok. Și acum o să încep să frământ toate chestiile astea împreună. Da, haideți că așa arată aluatul meu de biscuiți. Din câte știu eu, n-am mai citit pe rețetă, dar anul trecut l-am lăsat jumătate de oră la frigider și o să revin, îmi adun lucrurile de pe aici. Stați un pic. Așa, ziceam că mi-adun lucrurile de pe aici, o să pun o foaie de copt și pregătesc spațiu unde să întind aluatul și pregătesc o tavă. Biscuiții se dau la copt la 180 de grade, dar nu mai știu exact, vreo 15-20 de minute până se rumenesc. Na, sunt tare curioasă dacă e bună rețeta aceasta sau sunt mult prea multe arome. Feeling-ul meu îmi spune de nebucătar și om ce nu gătește tot timpul, faptul că vanilia cu scorțișoara și cu portocala sunt mult prea multe arome într-unul singur, într-o singură porție de whatever o fi. Na, bine, ne vedem mai încolo după ce întind biscuiții și îi pregătesc. Haideți că am o mini problemuță, în sensul că mi-am pregătit tava, mi-am pregătit foaia de copt aici pe ce să-mi întind aluatul de biscuiți, mi-am găsit formele, am mai multe forme, le-am cumpărat anul trecut, le-am folosit doar anul trecut, dar nu găsesc sucitorul, nu am cu ce să-mi întind aluatul de biscuiți. O să încerc să îl întind efectiv cu mâna, din degete și atât. Vedem ce o să iasă. Plus că mă gândeam că ar fi fost drăguț pe biscuiții cu sub formă de brăduț să pun niște cocos pe deasupra, sub formă de zăpadă. Dar nici din ăla nu cred că am. Mă duc să mai caut, întind aluatul și îl pregătesc în forme și o să revin. Na, sper să găsesc și sper să reușesc toate chestiile astea. Ideea era că inițial am zis pentru astăzi o să filmez altceva, dar m-am răzgândit brusc, am văzut aseară unt un frigider, am zis na, haide că mă trezesc dimineața, am timp, sunt plină de energie, că ieri nu prea am făcut mare lucru și atunci, na, cumva o zi energică, o zi pe pauză, o zi energică, o zi pe pauză, na. Haideți să vedem dacă reușesc. Na, așa arată prima tavă de biscuiți. O pun la copt și mă pun să caut cocosul. Haideți că am revenit și cu rezultatul final. E 10 fără 10, trebuie să mă apuc de lucru, dezastru cel mai am prin casă. O să le adun în pauza de masă. Ideea este că arată cam așa biscuiții mei. Am greșit ceva, nu știu exact ce, la gust sunt foarte, foarte buni,
Bănuiesc, în primul rând, că arată așa pentru că am pus făină, cred că era mai bine să fi pus făină albă, dar nu am în casă. Asta cred că e prima greșeală. A doua greșeală, nu cred că i-am lăsat suficient la frigider după ce am frământat aluatul. Și a treia chestie, și cred eu cea mai importantă, exceptând celelalte două, este faptul că nu am pus zahăr pudră. În rețetă nu era scris să pui zahăr pudră, dar na, zic eu că din cauza asta, pentru că zahărul s-a topit și atunci arată cam așa. Evident că nu am cocos, dar îi mâncăm și așa, sunt foarte bun la gust. Dacă vreți să faceți rețeta aceasta, au ieșit 3 tăvi de biscuiți din aceștia. La 180 de grade i-am copt timp de 15 minute. Că ziceam la început că nu știu exact cât să-i copt. M-am uitat acolo în momentul în care erau rumeniți, i-am pus direct. Și acum am și ceva în cutiuța cu Moș Crăciun. Pam, pam. Na. Asta e. Ce am uitat pentru vlogul de astăzi? Am uitat să deschid calendarul Advent, acolo mă duc să îl iau și cred că cam asta este pentru vlogul de astăzi. În pauza de masă nu o să mai fac mare lucru, o să curăț și o să spăl toate parfuriile ce le-am folosit în dimineața aceasta și după masă nu cred că o să mai ies pentru că plouă afară și e urât și astăzi va fi o zi din aceea de carantină. Haideți să deschidem calendarul Advent pentru ziua numărul 8. Am și găsit. Deci este genial. Aici este ziua cu numărul 8. Pare a fi un spațiu destul de mare. Pentru ziua cu numărul 8 avem așa o mască de față. E o mască de față de la Douglas. E un scris foarte mic acolo. Cum nu am ochelarii la mine, nu văd. Dar, na. Asta este. Să știți că e super bună noua rețetă de biscuiți. Dacă vreți să o faceți, v-am menționat exact ce cred eu că am greșit și care ar fi fost mai bine să fac. Avem o mască de față. După o zi de lucru, cel mai probabil o să o folosesc diseară. Na. Vă tare mulțumesc că ați stat cu mine și ne vedem în videoul următor. Vă pup!